A venit Cupa în studioul Orange Sport. Vă salut, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, Florin Maxim, Bogdan Apostu, Basara Panduru, și o salutăm și pe doamna Cupa, exact, care a venit pentru prima oară într-un studio TV în calitatea de cupă câștigată de Corvinu Hunedoara. Mă bucur, domnilor, că suntem împreună. Vă felicit. Am mai discutat la telefon, dar oricum voiam să avem dialogul ăsta tet-a-tet, așa, să fim între, mă rog, mai multe perechi de ochi și să depărăm un pic și din amintiri și din povești, lumea, evident. Știi cu ce vreau să încep, Florin? Cu poza aia. Poza aia care a atras atenția tuturor după meciul, cred că cu CFR Cluj. Lupandi, sigur, i-a atras atenția. Hai să arătăm poza. Bă, și toată lumea vrea să știe cum au ajuns băieții ăștia să arate așa. Pentru că am mai văzut poze din vestiare în România și am mai văzut și jucători prin România și am mai văzut și niște tricouri. Bine, l-am văzut și pe Zule de la Borussia Dortmund dată recentă, care arată săracul de zici că e ieșit din șaormerie. La voi nu că n-arată niciunul, toți sunt cu așa. Cum ați ajuns să arătați așa? Aici e meritul preparatorului fizic Cătălin Ojiga, pentru că le-a insuflat. Dumneavoastră știți că nu se poate ajunge așa la un corp dacă nu și muncești. Le-a insuflat spiritul ăsta că se poate, muncind chiar se poate ajunge la să-ți atingi până la urma urmei niște performanțe. Băieții ăștia au muncit, n-au venit când ne-am întâlnit noi la Corvinu Hunedoara, nu erau cu pătrățelele astea, dar aveau un pic de burtică. Da, cu multă muncă, sincer, chiar s-a muncit. Nu există aici, nu s-a muncit aici. Nu ai cum să faci astea dacă nu, bine, nu numai la antrenament, cred că totul și în afara trebuie să fie fără greșeală, că altfel n-ai cum, că ce muncești aici, dacă nu faci nimic, pui la loc în partea altă. Aici sunt niște mușchi pe care greu, rar îi vezi. Că așa, noi tot discutăm 4-6 bucăți de, nu, e greu rău, de niște brațe acolo la cel din stânga, de zici că stai de capul meu, nu ai cum, cred, doar cu antrenamente. Cred că și în afară faci lucruri altfel decât toată lumea, pentru că n-ai cum să arăți așa. Avem un nutriționist care se ocupă de nutriția băieților, vitaminizare aferentă, cum spune și dumneavoastră, în afara terenului am încercat să-i monitorizăm cât se poate. Am renunțat, cum știți, la alcool complet, pentru că a venit nutriționista și le-a explicat ce înseamnă alcoolul pentru organism. Și nici măcar berea de după meci, nu există, că toată lumea spune același lucru cu berea după aia meci. Aia de la saună, clasica. Deja ai să termina meciul, ne băgăm la un jacuzzi, la ceva și bem o prosnim o berică. Ei la doping fac doping? Da, au făcut, cred că e al treilea meci care... Păi și la fiecare meci. Și acum a fost doping. Deci ca să rezolve dopingul, ce le-ați dat, apă? Păi apă se bea, că acum nici nu mai e acceptat alcoolul, berea. Înainte se mai dădea o bere după meci. La doping nu mai e acceptat? Nu. Serios? Nu știam. Da. Nu, că știam, nu, pe vremuri vedeam... Berea, da. Nu, dar ieșeau amețiți unii care nu rezolvau. Acum, și plăcea. Era și plăcere. Stăteau acolo, beau și țineau, țineau ca lumea să fac nimic, mai adu-mă bere. Deci se trezeau cu 7 beri la final. Hai, gata, hai să-i dat drumul, că trebuie să plec. Eu puteam de la a doua. Dar am mai stat încă vreo 4. Oricum, remarcabil. Felicitări, n-ai cum. Dar cum i-ai convins, serios, să... Ok, că vorbiți de nutriționist, vorbiți de... Știi cum e? Bănuiesc că la toate cluburile există ideea asta. Băi, nu trebuie să beți. Cum i-ați convins totuși? Probabil scap de ăla care nu... Cam așa au pornit lucrurile. Atunci să luăm cu începutul. În primul nostru an, băieții care erau din afara Hunedoarei, majoritatea, le-am găsit cazare într-o vilă. Și acolo mai știți cum era la Liga 3, fotbalistul mai... prelungeau seara cu câte o bere, câte un șpriț
Și n-am reușit în primul an. Nu ți-a ieșit? Nu ne-a ieșit, am pierdut exact ultimul meci. Da. Eu știam toate lucrurile astea pentru că dădeau semne în ultimele meciuri, înainte să avem meciurile de baraj, cumva eram într-o formă descendentă, nu mai eram pe o pantă descendentă, nu mai... Eu simțeam că lucrurile nu vor sta foarte bine. Vorbeam și cu câțiva dintre jucătorii cu experiență și îmi spuneau: Max, tu vezi toate lucrurile într-un felul tău și că ești prea, nu știu, ești perfecționist, o să vezi că o să fie bine. Și cumva ne-a pedepsit lucrul ăsta pentru că Bogdan știe, cu toții știam că mai aveau scăpări fotbaliștii, dar stăteau în umbra rezultatului. Dar noi n-am adus niște jucători nici în primul an care să stea la Liga 3-a. Noi, ideea noastră a fost să construim un lot în care, cu care să mergem și la Liga 2-a. Dar nu ne-a ieșit. Și eu odată înțeleg, dar a doua oară nu mă mai pârlesc. Și am mers după regulile stabilite. N-au fost abateri. Acum să nu, deci ai dat afară, da, jucătorii pe care am zis, toată lumea spune că noi am mers pe continuitate. Am mers pe continuitate cu jucătorii care chiar au meritat și am considerat noi de cuvință că fac parte și noi cumva le știam toate ieșirile din oraș. În Hunedoara, da, cred că și în București se pot afla. Adică avem tot timpul cunoștințe și cineva îți spune. Noi știam toate abaterile lor, dar cumva am mers ca la fotbal, cum era, haide mă, că rezultatele sunt de partea lor, să-i susținem că așa e fotbalistul, dar... Auzi, crezi că dacă, uite, e foarte interesant, dacă ai fi promovat, tot ai fi renunțat la ei? Sau ai fi fost sentimental? Bogdan știe și el e la fel, pentru că eu mă înțeleg perfect cu Bogdan, pentru că... El are o vorbă, dacă îmi permiți pot să spun. Putem fi prieteni și în afara fotbalului, putem să ne întâlnim, să bem un șpriț. Când e treabă, noi suntem împreună, eu să-mi fac treaba mea, el treaba lui. N-are legătură una cu cealaltă. Noi știam și discutam despre unii jucători și tot spuneam, pentru că nu e ușor de gestionat. Simți în vestiar un jucător care ți-a călcat pe bec, îl simți și ceilalți jucători, tu dacă nu e măsuri, cumva îți cade autoritatea, pentru că și băieții văd sau simt, simt pe colegul lor. Și atunci risc să strici grupul. Noi nici n-am dat nicio amendă, anul acesta noi n-am dat amenzi, am dat doar prime și Bogdan când vine, cu tot timpul când îl văd jucătorii, știu că e de bine. Am încercat să fim de partea lor pentru că și ei ne-au arătat pe... De ce e de bine, Bogdan? Te mă iubesc, țin la mine. A, da? Știu că au de câștigat. Eu cred că am creat o coeziune foarte bună acolo. Așa cum spunea și Max, am plecat la un drum împreună foarte de jos, pentru că atunci, acum nici 3 ani de zile, când am plecat la proiectul Corvinu, noi fiind hunedoreni, probabil ăsta a fost principalul argument pentru care am ales să ne hămăm la acest proiect, alături de actualul primar Dan Bobuțanu, care are un merit foarte important în tot ceea ce înseamnă demararea acestui proiect, gestiunea și așa mai departe. Nu era nimic, îți spun sincer, nici măcar tricourile de antrenament erau atât de murdare încât nu ieșea pământul din ele, după spălat. Nu mai ieșea pământul. Erau și tricouri probabil folosite atât de mult, nu aveau altele, nici obiective nu existau. Echipa era mult mai aproape de retrogradarea în Liga 4-a decât de promovare în Liga secundă, pentru că s-au salvat, cred, în ultima etapă, dacă nu greșesc atunci, cu un an înainte, chiar în ultima etapă de retrogradare în Liga 4-a, da? Și a fost acel an care, din punctul meu de vedere, a fost fabulos și eu cred că și sistemul ăsta competițional e prost făcut, pentru că nu e normal să câștigi 35 de meciuri din 36 într-un an, să pierzi un singur meci și să pierzi practic totul, pentru că asta s-a întâmplat. Ok, Corvinu a ratat promovarea, de fapt, ce se Hunedoara, că nu era Corvinu de acum 2 ani, dar a pierdut un singur meci din 36. Nu se poate așa ceva, e incredibil, adică e o lacună din punctul meu de vedere de regulament, clară. După care, tot ce s-a întâmplat în vara respectivă, cum spunea și Max, lumea spune că s-a mers pe continuitate. Eu cred că mai degrabă s-a mers pe continuitate când s-a promovat anul trecut, dar nu atunci, pentru că atunci ne-a schimbat jumătate de el de echipă. A venit Coman, a venit Kindri și a venit Pârvulescu, au venit jucători importanți totuși pentru nivelul ăla, care au înlocuit alți jucători problematici, să spunem așa. S-a mers pe continuitatea principiilor, cred că asta e mai important decât orice continuitate. Dacă ai continuitate în principii și ai pandemie,
mereu este, da, lui i-a plăcut de Felix Magath și mereu povestește de, adică genul ăsta de, de om cu principii și dacă nu te abați de la ele, poți să faci treabă, poți să continui, scuză-mă. Da, mă rog, acum știi cum e, probabil că mulți muncesc, diferența o fac cei care au rezultate, există și o doză de relativitate în tot ceea ce spui tu, pentru că probabil că și adversarii Corvinului au muncit, antrenori, jucători și așa mai departe. Dar eu cred că avem în față un antrenor fabulos pentru fotbalul românesc și nu o spun doar pentru faptul că e antrenorul pe care îl reprezint, dar gândiți-vă, se trece prea ușor peste un lucru. Corvinu la ora asta, din punct de vedere sportiv, e în Liga 1. Adică, pe lângă performanța asta fabuloasă din Cupa României, Corvinu este prima și singura echipă din istoria fotbalului românesc care, venită din Liga 2, se califică în două competiții europene în același sezon. N-a mai existat asta niciodată în istoria fotbalului românesc. În sfârșit, și sistemul era probabil diferit acum 50 de ani când a câștigat Rapidul, dar este prima și singura echipă din istoria fotbalului românesc care reușește lucrul ăsta. Mai mult decât atât, ultima oară a câștigat Rapidul, care ok, era o Liga a doua, dar Rapidul e Rapid. Acum 2 ani s-a reinventat Corvinu. Nu sunt 2 ani. Acum 11 luni, Corvinu juca la Ungheni, primul baraj de promovare, iar astăzi e calificat în Europa League. Și a câștigat Cupa României, cred eu, meritat, eliminând 4 echipe din Liga 1 în ultimele faze. Deci Max a promovat și Liga 1 cu Corvinu. Ok, din punct de vedere sportiv, el e antrenor, nu e jurist, nu e avocat, n-are nicio legătură cu partea asta de documente. El, din punct de vedere sportiv, strict al rezultatelor, în ultimii 2 ani a promovat din Liga 3 în Liga 2, a promovat din Liga 2 în Liga 1 și a câștigat Cupa României. Eu nu mi-amintesc să mai fi existat în fotbal românesc un antrenor cu asemenea. Ai dreptate, dar ai exemplu tot la voi acolo la Liga 2. Opriță a promovat cu Steaua. Și uite-l acum ce probleme are. De acord, de acord. Deci vezi că de repede a uitat lumea de un om care el, din punct de vedere la ce spui tu, era în prima ligă. Așa și acum te trebuie, stai bă că nu faci nimic. Băi, am făcut când a trebuit, am făcut. Așa. Nu? Voi nu ați făcut, conducerea nu a făcut. De acord, Corvinu suplimentar față de Steaua a și câștigat Cupa României. Lucru deloc simplu. Adică e din poziția care ai spus. Incontestabil. E incredibil. Nutriționista, pentru că știu că am mai citit interviuri de ale tale în care vorbeai de ea. Cum ai găsit-o? Cum ați convins-o să vină? Dacă puteți să-mi spuneți și dacă e, nu știu, e part-time, de câte ori vine? Și cum i-a convins ea pe jucători până la urmă? Și ce face concret, da? Adică le face meniurile personalizate? Da, cum Elena, lucrează? Elena Mardare e numele dumneai, prin Bogdan. Dumneai lucrează și la UTA. Cu UTA, că da, e part-time, și, da, cum am spus. Și se ocupă de meniul nostru. Putem să-l facem individualizat, pentru că nu, chiar nu ne permitem. Dar ne ajută cu ce solicităm. Și nouă ne-a explicat mie și jucătorilor pe înțelesul tuturor, adică și fiimea de 6 ani cred că înțelegea lucrul ăsta. După efort ce se întâmplă cu organismul unui sportiv sau a unui om, este stors. Ne-a dat exemplul buretelui. Și atunci tu, în momentul în care îi dai alcool, aia asimilează, după aia te plângi că ai crampe muscular. Ne-a explicat și ne-a spus bine că nu știam lucrurile astea, cât de importantă e hidratarea și cum trebuie să dublezi aportul de apă pe care îl pierzi în decursul unui joc. Le-a explicat băieților niște lucruri pe înțelesul tuturor, așa, ca să îi determine și să muncească, să-și ia vitaminele, că nu prea au un gust foarte, foarte bun, și proteina, ce rol important are. Am încercat să mergem și să, nu știu, să le oferim băieților tot ceea ce depinde de noi ca ei să fie în cea mai bună stare. În momentul în care am simțit și jucătorii au simțit oboseala, am venit în sprijinul lor, am făcut o criosaună, am făcut niște eforturi, nu știu, să le facem un bazin rece, că am fost tot timpul, am fost în sprijinul lor. Adică aveți condiții peste nivelul ligii a doua, peste sau eu comparativ, de exemplu, cu echipele cu care ați fost în play-off. Unde vă situați? Că vorbești de criosaună, vorbești de... Astea au fost niște costuri pe care clubul, nu știu, le-a pus la dispoziția noastră, nu intrau în bugetul nostru, dar văzând că băieții fac performanță și noi solicitând, ei au venit în sprijinul nostru și încă o dată
nu știu, merită toată aprecierea mea pentru că au fost alături de mine, că mă reîntorc, că tot timpul nu-mi iese din cap momentul acela al ratării promovării. Eu cu Bogdan am stat atunci după meci, era un parc la stadionul ăla de la Baia Mare și Bogdan era cam 400 de metri, acum îmi vine să râd, atunci nu mai înțelegeam nimic. Și le-am dus, am discutat, am mai... ce mai era de discutat, ne-am dus, am luat masa cu jucătorii și cred că atunci a venit Bogdan, era alături de mine pentru că ne cunoșteam de atâta timp și nu se punea problema să nu continuăm, dar aici nu pot să, nu sunt un om înțeleg. Da, care pot, dar aici e meritul domnului primar Dan Băbuțanu, care nici într-o clipă nu s-a pus problema să nu continuăm. Și atunci, parcă atunci am simțit acea doză de atașament față de mine și parcă mi-a dat o încredere mai mare anul care a început, mi-a dat așa un impuls și parcă m-am simțit mult, mult, mult mai important, nu că n-aș fi fost până atunci, dar parcă m-am simțit, dacă și după ratarea unui obiectiv lumea te susține, am căpătat încredere în mine, înseamnă că ce au văzut, că probabil s-a făcut o analiză și ce au văzut la mine în decursul unui an l-a determinat și în mare parte și pe domnul primar să continuă. Și cam de aici a pornit totul. Restul... adevărată. Crezi că a contat că ești hunedorean în alegerea asta de a te păstra după ratarea promovării? Pentru că mie mi se pare, ăsta este un element care în general în fotbal românesc lipsește destul de mult. Apartenența, da? Vezi de foarte multe ori că se încearcă tot felul de proiecte în diverse zone care sunt, cum să spun, în care contează mult să fii de-a locului și se încercă proiecte cu tot felul de oameni din alte zone, care nu neapărat nu înțeleg ceea ce zâmbești, Pandi, de ce râzi? Eu zâmbesc pentru că de-a lungul timpului mie mi s-a părut că este cam așa. Ăia, pentru ăia de acolo, niciodată nu sunt bani. Pentru ăia de afară, tot timpul sunt bani. Cam așa mi s-a părut mie în fotbal de la noi, da? Și la când noi e cel mai greu, apelezi la unul de-al tău, de la locului, da, pe care nu-l bagi în seamă când ai bani și când, că atunci când ai bani, păi trebuie să-l aducem pe ăla, trebuie să-l aducem pe ăla. Ăia-s bun doar când vin pe gratis și cam așa, foarte puțin bani. De-aia spun că nu știu asta dacă a contat, n-a contat, a contat probabil mai mult ca sigur ce a făcut, felul de om cu care pleci la drum. Om serios, vezi că lucrurile se fac cum trebuie și dacă înțelegi că se poate să și ratezi un baraj, da? Că se poate să ratezi, aici se poate întâmpla orice, cum mergem acum în finala de Champions League și o să câștige Dortmund, de exemplu, se poate întâmpla orice, ok, mai greu, mai ușor, nu știu, e un cartonaș roșu, ai făcut ceva, ai făcut, s-a terminat totul, nu înseamnă că aia este doar munca ta. Atunci ai văzut că ai omul serios lângă tine, ai văzut probabil că ai omul celălalt de lângă el la fel de serios, bă, hai să mergem, că drumul este corect, trebuie puțină răbdare și mergem pe drumul corect și uite că până la urmă ne oprim pentru câteva clipe. Vreau să vezi după aia, a vorbit Meme Stoica foarte frumos despre tine, până la urmă omul care a câștigat campionatul, deci nivelul superior, și o să vezi ce cuvinte a avut imediat după pauza publicitară. Ne-am întors, dragi prieteni, alături de Florin Maxim, de Bogdan Apostu, de Basara Pandruș, de Cupa României. Suntem toți în același studio. Ok, vorbeam ceva mai devreme, da? De perioada de început de la Hunedoara, etc. Dar m-aș duce și mai în spate. Pentru că tu ai început la copii și juniori, la voluntari. Cât ai petrecut acolo? În jur de 4 ani am stat la junior, dar am avut norocul că am preluat exact grupele terminale, grupele mari, și mi-a fost foarte ușor să lucrez cu jucători de 17-18 ani, pentru că erau la fel ca eu, mă lăsasem atunci proaspăt constrâns de o accidentare, am avut niște probleme la genunchi, m-am operat de ligamente și simțeam, aveam 34 de ani jumate, deja simțeam că nu mai pot reveni la un nivel și nici mental nu mai puteam. Am fost la voluntar la Liga 3, am luat-o până în Liga 1. Nu mai puteam mental, efectiv. La vârsta aia nu mai puteam
să continui și Dan Leas a venit cu propunerea asta să preia o grupă de juniori. Cred că văzându-mi caracterul sau nu știu, că tot timpul vorbesc cu el și îi mulțumesc pe această cale, pentru că nu mă gândeam la acel moment că aș putea să fac meseria asta, deși aveam licență, cumva m-am pregătit, dar nu eram hotărât 100% să fac meseria asta de antrenor. Tu licențele cum? Adică când ai început să te pregătești? Eu am început licența B, mi-am făcut-o când eram în perioada Farul Constanța. Atunci am făcut licența B. După câți ani aveai? Aveam 25-26. Aveam o idee că mi-ar place să rămân în fenomen când, după ce mă las de fotbal, dar nu eram 100% convins. Mister m-a avut ca jucător, nu eram cel mai cuminte, eram muncitor, aveam linia mea și nu știu dacă atunci, în momentele alea, nu știu dacă mă gândeam că pot fi tolerant sau pot să înțeleg persoanele. Eu eram strict, îmi luam borseta, eram genul de jucător, mister știe și poate confirma, nu te puteai supăra pe mine că dădeam totul cât puteam, adică nici mai mult, nici mai puțin. Și astea au fost, cam ăștia au fost pașii. Am început la... Deci B-ul la 26 de ani. 26 de ani, ok. Și după aia am continuat, când am la voluntari, la Liga 3, atunci am făcut licența A. Și am preluat echipele de juniori, am avut două grupe, 97-98 și după aia am luat 99. Am mai 2 ani. După care am stat. Te-au ajutat? Foarte mult. Am înțeles și acum am înțeles mult mai mult procesul juniorilor și de integrare a juniorilor. Eu dacă nu făceam chestia asta, mi-era mai greu, pentru că au fluctuații foarte, foarte mari. Eu aveam jucători la juniori, o săptămână era top, cel mai bun jucător, după care a doua săptămână era de nerecunoscut. Ca mie tot timpul mi-a plăcut de atunci să discut cu jucătorii, că îmi spunea soția, eu făceam cam o oră jumate de la voluntari unde stau la în Cotroceni și cât parcurgeam cu mașina drumul, vorbeam la telefon cu jucătorii după ce îi lăsam de la antrenament, ajungeam acasă, mai rămânea telefonul deschis, mai sunam un junior 2 și tot timpul mi-a plăcut să le iau pulsul, cum se spune, să mă aplec, să fiu alături de ei, să înțeleg. Și aici m-a ajutat la senior foarte, foarte mult aspectul ăsta, pentru că suferă niște transformări și în corp. Sunt adolescenți, chiar am avut niște cazuri cu unii dintre juniorii noștri și încercăm să-i sprijinim, să-i încurajăm. Eu cred că aici suferim foarte, foarte mult noi ca români. Imediat le dăm în cap, sunt o grămadă de cazuri junior, că jucăm cu under în teren. Își termină perioada under-ului și după aia nu mai auzi de ei. Pentru că unul explodează la 19 ani, unul la 22, dar calitatea au dacă ajung să fie acolo. Trebuie doar sprijiniți și ajutați până la urma urmei, dacă ăsta ar putea fi cuvântul. Perioada Bergodi, ai devenit secundul lui Bergodi, da. Nu? Ce ai luat din perioada aia? Ce ți s-a părut? Și cum, care era relația până la urmă? Adică ce făceai tu ca secunda lui Bergodi, concret? M-a implicat foarte mult în antrenamente, încă de la început. Eu eram, mă cunoșteam cu Renzo, da. Și asta cumva a contat la nivel de încredere. Că și eu, dacă aș avea stafful meu și cineva ar veni și mi-ar spune ia și băiatul ăsta că e tânăr și să te ajute cu... Ai fi un pic sceptic. Renzo te-a recomandat lui Bergodi? Eu eram atunci la voluntari, se punea problema unui ajutor, dacă vreți, nu asistent, să-l ajut în antrenamente cu ceea ce puteam și a prins încredere de la săptămână la săptămână. Tot timpul mă întreba cum văd jucătorii, cum după prima lună eu făceam cu primul 11 antrenamentul de după meci. Asta eu acum simt același lucru. Nu lași echipa unui om care... Adică e dovadă de încredere asta. Eu l-am simțit și a fost alături de mine. Mi-a fost greu. Bogdan știe, în momentul alegerii mele, când am ales să plec la Schellenberg,
mi-a fost foarte greu. Bogdan știe că am stat pe telefoane vreo 3 săptămâni, cam a durat această tatonare. Mi-era și rușine să-i spun omului, deci cam înțelegeți relația. A fost un om extraordinar, este în continuare, m-a sprijinit și în momentul în care i-am spus că vreau să începe drumul meu, cum se spune, m-am îmbrățișat și mi-a zis, oricum știam că vei face lucrul ăsta, adică... Frumos, frumos. Un gest frumos. Dar voi cum ați ajuns să... Adică să tu să-l reprezinți pe el... Noi ne cunoaștem de foarte mulți de... ani. Noi ne cunoaștem de foarte mulți jucați, ani nu? Din perioada dinainte, de fapt. Când eram juniori. Când eram juniori. Noi suntem hunedoreni amândoi. Da. Noi știi, Max e, mă rog, el e din Brad, eu sunt din Hunedoara. El, fiind mai mare ca mine, a plecat la Steaua înaintea mea. Prima oară, când îmi amintesc, când ne-am intersectat, a fost la turneul final la Năvodari. Tu erai deja la Steaua, eu eram la Corvinu. Erau cele mai bune echipe din țară, Steaua, Corvinul, Nucet și... Patru echipe eram. Max era deja vedetă la Steaua, adică se antrena cu prima echipă a Stelei în momentul ăla. Noi eram încă copii, ne uitam la el, vedeam ce ghete are, cum e, ne doream să fim ca el, și cred că era doar un an. Așa eram. Ce după tare. Care ne-am intersectat la Farul Constanța în 2005, cred că înainte să vii tu, Pandi, înainte să vii tu, eu am plecat, după aia am promovat la UTA, Max a rămas. Și da, am creat o relație de prietenie, fiind hunedoreni. Eu am avut multe, cum să spun eu, propuneri chiar, și o spun sincer, din partea multor antrenori de a-i reprezenta, dar dacă n-am simțit o conexiune umană în primul rând, pentru că de asta e punctul de la care trebuie să pleci o construcție, n-am avut niciun feeling. A fost Giussi prima oară, Balin, cu care tot așa am plecat de jos, și Max. Și cam așa s-a creat, iar vis-a-vis de proiectul Corvinu, e clar că probabil că dacă nu eram amândoi de acolo și el a debutat la Corvinu, eu am debutat la Corvinu la seniori, adică pe el Steaua l-a cumpărat de la Corvinu, de la prima echipă, a jucat câteva meciuri. Ispiții te-a luat, nu? A plecat la Steaua. Nu, era domnul Ienei atunci, perioada. Imi Ienei? Da, da. Și scouting-ul făcea cine? Tică Dănilescu, erau mai mulți atunci implicați. După 2 ani pe mine m-a cumpărat Oțelul de la Corvinu și uite așa, drumurile s-au despărțit, dar la un moment dat ne-am reintersectat. Și, repet, cred că asta a contat foarte mult. Foarte mult. Pare pentru că știi ce am văzut? Echipa județului, a orașului nostru, a locurilor din care am plecat în fotbal, nu știu dacă era la fel. Pentru că nu exista pasiunea și dacă nu există pasiune, e foarte greu dacă faci lucrurile mecanic. Asta mi s-a părut. Ce mi-a plăcut foarte mult la final, și nu doar la final, practic de la CFR Cluj și în toată perioada asta, a fost, cum am văzut, de exemplu, la Dinamo, la meciul lui Dinamo cu Csíkszereda, da? Dom'le, s-a coagulat, da? Toată lumea a venit, toți care fuseseră, Mateu Țandone, oricum Andoie, da, acolo, da, toți care au însemnat ceva pentru Corvinu, au venit acolo și au fost alături de voi și s-a simțit o conexiune de asta și asta cred că este foarte important. De asta ziceam, că, și începusem ideea asta, mi se pare foarte important că în România să se construiască proiecte care țin de locul respectiv și în care lumea susține clubul respectiv. Pentru că prea des vezi că merge, nu știu, FCSB-ul undeva și e susținut, tot stadionul cântă pentru FCSB. Adică în Germania nu vezi chestia asta. În Germania mergi la Freiburg, băi, tot stadionul e pentru Freiburg. Mergi la Köln, tot stadionul e pentru Köln. Nu-i vezi, ăia de la Bayern stau ei într-un colț al lor acolo, cântă, dar nu se aud. Că tot stadionul cântă pentru Köln, tot stadionul cântă pentru Augsburg, pentru... asta mi se pare că e important să se creeze, genul ăsta. Haideți să vedeți ce spunea, ce povestea Meme despre Florin. L-am întrebat, cred că la vreo 2 zile după finală. Corvinu a fost asediu din minutul 90 până minutul 90 plus 9 sau 90 plus 11 la un moment dat. Asediu la 2-2. E, asta n-am crezut-o niciodată. Împotriva cui? Împotriva unei echipe care stă excepțional din punct de vedere fizic. Corvinu, cred că Florin Maxim, într-adevăr, poate să reprezinte, să fie un reprezentant cu ștaif al noului val. Pare. Pentru că mi-a plăcut și cum s-a manifestat, cum nu s-a manifestat, mai degrabă spus, în timpul meciului, că stăteau toți agățați de el și el era impasibil, dar echipa aia... Știu și eu cine e Lică, știu și eu cine e Neacșa, cu tot respectul pentru fotbaliștii ăștia care au fost, știu cine e Velisar, știu... Ergheligiu, să zici că a intrat ca să bată penalti, că omul știa să bată penalti, că a bătut exact ca Gaisca Mendieta. Dar aia e altceva. I-am văzut jucând. Niște băieți de acolo au fost în divizia aceea acum un an și ceva. Adică
e ceva ieșit din comun. Absolut. Pentru că o echipă care pasează la modul în care a pasat Corvinu înseamnă că e o echipă care stă foarte bine fizic. Pentru asta nu înțeleg mulți. Ca să poți să pasezi, trebuie să alergi foarte mult. Că dacă n-alergi, jucătorii stau nu și n-ai să cum demarci, să pasezi. Logic. Știi? E logic. N-ai formidabil. De deci pentru mine a fost o încântare să văd această echipă. Da. E frumos, cred că, să se vorbească despre tine și despre cum ai reinventat niște jucători. Și apropo de finală, că te-am întrebat, ai fost extrem de calm, așa ești mereu? Am fost... Ți-ai impus? Nu mi-am impus, dar atâta timp cât lucrez o săptămână, eu nu sunt adeptul ședințelor înainte de meci. Nu mi-au plăcut niciodată. Sunt de acord cu antrenorii care folosesc asta înainte de meci, eu nu o folosesc. Adică să ne strângem undeva, să le spun eu fazele fixe sau ce mai avem de discutat la ședință. Atâta timp cât o săptămână o pui de la punctul A până la punctul B și tot ce, cu priceperea mea, tot ce am putut sau cu ce am putut să-i sprijin pe jucători, am venit în sprijinul lor în zilele premergătoare jocului, parcă la meci cumva sunt... Îmi impun să fiu calm, să pot să corectez unele lucruri, să văd, ei văd băieții în momentul în care facem analizele video, cam văd punctele forte, punctele mai puțin bune ale adversarilor, dar îmi propun chestia asta să fiu calm, să pot urmări meciul, să pot să-i corectez dacă, să-i țin în priză, să-i conectez. Dar nu că am avut ceva la finală, doar atât. Mi-am dorit foarte, foarte mult. Dacă am ajuns până acolo, toată lumea a început cu felicitările înainte de finală, că e foarte bine că ați ajuns până aici, sunteți campionii noștri, deja am obosiseră chestiile alea. Și am avut un discurs cu băieții și am pornit-o cumva invers. Toată lumea zicea, oricum n-aveți nimic de pierdut. Eu am zis, ok, așa e, dar gândiți-vă ce aveți de câștigat. Gândiți-vă că sunteți copii tineri, Lefter Bogdan știe, că e un copil apărat cu 3 ani, avea 16 ani. Mă uitam la niște filmulețe cu el, înainte avea o față de copil, efectiv. Acum s-a transformat la penaltiuri, efectiv, parcă avea 34 de ani. Asta vreau, pentru copiii ăștia tineri, pentru Iacob, e născut 2000, pentru Bradu, pentru Lupu, pentru toți, nu vreau să omit pe cineva. Velisar, la fel, Manolache, sunt niște copii tineri care în momentul noi când am găsit sau am căutat jucătorii ăștia, ne-am și gândit la ce vârstă să fie apropiați de vârstă, pentru în momentul în care noi putem să formăm o echipă, să o avem pe mai mulți ani. Pentru că nu poți să ții aceiași jucători, dar nucleul îți va rămâne. Normal, ne bucurăm pentru jucători când vor veni oferte pentru ei. Fiecare și are momentul lui ca jucător. Nu putem bloca pe nimeni. La fel a fost și cu Coman. Coman da. Nu știu câtă lume știe când l-am adus noi de la Ploiești. El a venit pe jumătate din bani. El câștiga o sumă, Bogdan știe mai bine. Și a venit băiatul, având încredere în Bogdan în primă fază, după care a avut încredere în mine. Eu, ca să vedeți cum e și soarta asta. Eu am fost la București să-l văd pe Dani Lung, prietenul meu, prietenul nostru comun, juca la Metalul Globus, juca cu Recea. Și l-am văzut pe Marius Coman și pe Akhmatov, Interul de la Buzău. Da. Mi-au ieșit în evidență. Cum stăteam la meci, mă duc să-l văd pe Dani Lung. Mi-a rămas în cap de atunci Coman. Când mi-a spus, bă, Coman, zic, care Coman? Coman ăla de la Recea. Gata. Păi, băi, eu am avut o accidentare, că nu știu ce. Mi-a plăcut băiatul, îl punem pe picioare. Și cu Coman e un exemplu de urmat. Banii vor veni. Dacă te gândești că nu plec, domnule, că aici câștig nu știu, 3 lei, mai stai o lună, două, după care nu mai e nici un leu jumate cât ți-am propus noi. Și-a văzut de treabă, drept dovadă. Transferul ăsta la ce? Ăla din stânga, el? El e. Ăla din stânga, nu? Da, e. Da. Nu e nimic întâmplător. Am muncit ca un băiatul acesta am muncit ca un câine, efectiv. Și a trecut peste niște momente. A fost susținut, l-am ajutat cu toții, dar el a stat drept de luni până sâmbătă la meci. A avut meciuri fără prea mari realizări, dar din punct de vedere fizic, cum vă place și dumneavoastră, n-aveam ce să reproșez. Și am discuții individuale, l-am luat și eu, l-am luat și Bogdan, tot timpul am discutat cu el. În momentul în care muncești cum o faci tu,
Nu există. Nu există să nu, să nu fi văzut. Și o să vezi că vei marca exact când, când contează. Și exact așa a fost. Pentru că munca răsplătește. Zicea și Bogdan, toată lumea muncește, toate echipele muncesc. Dar și aici, în finală, Velisar a avut crampe din minutul 80. Au fost jucători care au avut crampe. Au avut crampe, cumva asta mă supără că spunea și Meme. Și aici noi în niciun meci n-am suferit fizic. În niciun meci. Acum în meciul ăsta a fost și o încărcătură, pentru că nu e ușor să joci o finală, nu e ușor să ieși în antrenamentul oficial să fie 20 de camere, noi nu suntem obișnuiți, nici eu chiar. Chiar dacă am mai trecut prin niște lucruri de genul, dar jucătorii aceștia tineri... Bine, una e să treci ca fotbalist și alta e să treci ca antrenor. Adică indiferent ce experiență au avut emoții și au avut niște trăiri. Dar... Păi s-a văzut în prima jumătate de ora a meciului, s-a văzut că au avut emoții. Adică erau... Din momentul în care ați primit golul, ați început voi să jucați fotbalul într-un fel, părând că, ok, hai să... Acum ce mai putem să pățim? Ne mai dau un gol. Dar după aia ați început să jucați. Dar după primirea golului și inclusiv portarul, da? Cred că avea o datorie după golul a primit din lovitură liberă și atunci trebuia, nu? Bogdan, da, e adevărat. Să nu uităm, așa cum am spus mai devreme, că erau foarte mulți copii care an trecut jucau în Liga 3-a, care nu au călcat în Liga 2-a până acum 10 luni de zile, iar acum erau puși în fața situației de a câștiga Cupa României și de a se califica pe merit în cupele europene. Evident că există un oarecare trac, e cumva firesc și normal, îl înțeleg. Chiar mă uitam la antrenamentul oficial și vă spun sincer că mentalul e atât de important. M-am fost și eu la antrenamentul oficial înainte de meci. Cum spunea și Max, erau 20 de camere. Cum e protocolul, toate televiziunile să filmeze primele 10 minute care era deschis publicului. Vreo 3 băieți au călcat pe minge, crede-mă. De emoții, de trac, de teamă. O pasă simplă, au călcat pe minge. Pentru că ei se uitau mai mult la camerele video decât la camerele de la vedere, decât se concentreze. Păi greșesc că ea, auzi? Aia de la Barcelona și Real Madrid, nu ai văzut la palea, când sunt prezentați cu ticou și îi pune pe ăla să jongleze. Mai ca că ăia pe minge. Nu ți minte, nu mai știu minge. Teo Hernandez, nu mai știu care. Braithwaite de la... Da, sunt oameni cu toții, dar uite... Dembele? Și Dembele a avut probleme, a sărit din el ca din colțul mesei mingea. Da, dar uite, mă uit la imaginele astea și... Da, hai să vorbim un pic, pentru că asta... e ceva fabulos. Un Edoara a scos în stradă peste 25.000 de oameni și nu sunt vorbe mari, e o realitate. Peste 25.000 de oameni care au ieșit pe străzi să vadă echipa într-un autocar descoperit și să celebreze alături de jucători câștigarea singurului trofeu din istoria clubului și totul a culminat cu aducerea cupei la Castelul Corvinilor, după cum vedeți aici. Uitați ce era acolo, doar atâți au încăput în curtea interioară, pentru că erau mult mai mulți, iar mai erau câteva mii de oameni afară pe stradă, nu mai aveau loc. Nu mai aveau loc, efectiv. Dar a fost ceva fabulos, ceva absolut incredibil și cred că fotbalul românesc are nevoie de astfel de povești frumoase. Uitați-vă ce emulație incredibilă poate să creeze. Da, pentru că vrei să spun o chestie, că am auzit inclusiv treaba asta și cred că merită comentată. Am auzit și partea aialaltă cu oameni care, inclusiv colegi de brează, care au zis: da, dar ce o să se întâmple în cupele europene? Pentru că, mă rog, ăsta de țară, coeficientul de țară al României, odată cu accederea Corvinului în cupele europene, o să se ducă în aici. De parcă noi ne ducem în grupe an de an. Nu jignim pe nimeni, dar, uite, Corvinul poate fi cap de serie. Nu cred că în primul tur preliminar, cu tot respectul, Corvinul va întâlni adversari mai puternici decât CFR Cluj, de exemplu, sau decât Sepsi, poate, care au fost și acolo și au fost la un pas de grupe. Nu cred că va întâlni. Adică Corvinul a demonstrat chiar și meciurile importante că e clar că vor exista și anumite întăriri, unul la mână și doi la mână. Să nu uităm că nici echipele românești, cum ai spus tu, nu s-au prea calificat. Adică mai rău decât să te elimine cineva nu poate să fie. Crezi că Andy Oțelul ar fi făcut mult mai mult decât face Corvinul în cupele europene? N-am de unde să știu. Nu cred că o să le fie ușor, nici lor și nici Oțelului nu cred că era ușor. Adică nu cred că i-ar fi fost nici Oțelului ușor. Într-un fel sau altul, cupa asta e o surpriză câștigată de ei, pentru că ea a fost făcută să nu fie câștigată de ei niciodată. Da, formatul așa e făcut. Formatul e făcut să nu mai ajungă niciodată să le dăm celor mari șansă să regleze lucrurile. Că le dai 3 meciuri lor amari, că ăsta e calculul. Dom'le, le dăm 3 meciuri lor amari. Că la 1 pot să fie elimine, dar la 3 sigur trec de grupe. Și ai avut finale și toate afară, înțelegi? Și toate afară și i-au cantat peste cap ăștia mari, știi? FCSB-ul.
du-te într-o parte, du-te în alta, du-te în alta. Ea cam, știi? E adevărat. Nici n-am prea înțeles sistemul în primul an, știi? Ok, primul an am înțeles, Farul se duce pe la Alexandria, face un 2-2 pe acolo, eliminată. Dar în anul 2, Rapidul, păi tu te duci la Steaua să joci, că trebuie meciul ăla, în loc să te duci să câștigi meciul. Ei, asta vreau să trag un semnal de alarmă. Nu, dar fii atent, stai un pic, scuză-mă. Ce problemă? Rapidul joacă 3 meciuri în București? Deci ei joacă nu de vor, nu, de joacă pe Ghencea. Da, dar nu trebuie să joci cu echipa bună, bați pe Ghencea și e recalificat. E vorba de strategia pe care tu ca și conducător, cu tot respectul, că nu vorbim doar de Rapid, aici băgăm toate echipele mari în aceeași oală. Nu e posibil ca la ora asta Corvinu să joace în Europa League și toate echipele mari din România, CFR Cluj, Craiova, acum Cluj și celelalte să se bată pentru Conference League, o competiție mai slab cotată din toate punctele de vedere. Mi se pare o greșeală incredibilă de gestiune și de prioritizare a obiectivelor a conducătorilor. N-ai tot cum să te prezinti. Ce mai bun exemplu, Rapidul se prezintă cu echipa a doua. Păi de ce? Că joacă cu FCSB-ul la sfârșit de săptămână. Ai 6 meciuri să te duci în Europa, exact. Teoretic primul bugetul lor... Prima dată când mergem în Europa, în Europa League, League, da? O competiție care ți asigură mai mulți bani, mai multă credibilitate, mai multă imagine decât Conference League. Și toate echipele și din România și o plasă au nevoie de salvare. Au nevoie de bani, exact. Au șanse să se califice în grupele Conference League, after all, dacă sunt eliminați din Europa, nu? Și totuși n-au făcut-o. Mie mi se pare asta cea mai gravă lacună a conducătorilor din fotbal român, da, sincer. Vreau să vă întreb pentru că mi se pare foarte interesant. Voi la anul o să aveți drept de promovare, da? Sau încă nu e clar. Se va schimba statutul, se lucrează la lucrul acesta și evident că lucrurile sunt pe ultima sută de metri, până la 30 iunie termenul limită pentru care poate fi. Dar în momentul ăsta nu aveți depus. E doar o procedură, nu puteai să ai pentru că tu ești obligat ca până la finalul sezonului să evoluezi pe același club sportiv. N-ai cum să schimbi între. Trebuie să schimbi exact la 36-a. Deci e doar o procedură. Deci Corvinu va avea drept de promovare. Sunt deja făcute toate demersurile necesare în sensul acesta. Iar da. În Europa League n-aveți probleme. Nu sunt probleme. Adică eu am văzut personal, să clarificăm cumva și asta. Nu sunt eu implicat în procesul de licențiere, dar am văzut că ai citit prin prisma faptului că sunt apropiat de club, am văzut personal și mail-urile și corespondențele. Corvinu stă din punct de vedere juridic mult mai bine decât Oțelul, de exemplu, fără să-i jignesc pe Oțelul, din punct de vedere sportiv, din punct de vedere juridic, nu are nicio datorie către jucători, către terți, către colaboratori, către stat, către taxe, către absolut nimeni. A aplicat pentru stadionul Sepsi, care are 5 stele din 5 la UEFA, deci practic la standardele cel mai înalte pentru competițiile europene înainte de grupe, deci nu ar avea ce să intervină, iar toți cei de la UEFA care s-a discutat și cei de la Federație, juriști, au spus că nu vor exista probleme. Doar că 1% ce ar fi? 1% nu cred că ar exista ceva, nu. Nici măcar o greșeală procedurală, pentru că toată această licențiere extraordinară care se face direct la UEFA a fost coordonată de către cei cineva de la care FRF, care se ocupă de licențierea internă. Deci nu s-au tradus documente, a fost un întreg proces de genul ăsta. Deci n-ar trebui să... Doar că UEFA anunță mai târziu, pentru că sunt cazuri rare, de asta nu le cere, ar fi ilogic o echipă de Liga a doua să aplice pentru UEFA doar dacă e calificată în ultima fază a cupei. Și atunci UEFA se ocupă direct. Aceeași procedură e și la Wisla. Puteți verifica în Polonia. Oricum, ciudățenia momentului este următoarea. Și de asta, evident, ei nu țin cont de formatul tău al competiției cei de la UEFA, că n-au nicio treabă. Dar dacă ferească Dumnezeu vouă, nu var, dar ar trebui să vină Hagi din vacanță, să-i cheme pe aia de pe plajă, că ea deja au plecat, îți dai seama, să le dea telefon, să vorbească și cu generația de aur, vedeți că sâmbătă nu mai vin la meciul la care vrea toată lumea să-l vadă pe Hagi, că eu a doua zi am meci cu Universitatea Cluj. Din ceea ce știu până la ora meciului va veni decizia oficială de la meciului, cum ar fi și normal, nu? E logic, păi cum adică? Păi nu știi cu cine joacă, că trebuie rejucat, nu? Poftim? Nu e lăsat în vacanță, nu? Cine? Gică Hagi? Da. Nu știu, habar n-am, dar... E o situație și pentru ei. Logic am spune că n-ar trebui să-i lași în vacanță. Teoretic ar trebui să aștepte momentul oficial al anunțului oficial. Voi aveți, mi se pare, o problemă. Apropo, din momentul, hai să luăm varianta cea mai probabilă, dar voi primiți licență europeană și voi vă faceți un lot acum, pe lângă ce aveți, nucleul ăsta de care vorbești, și vă faceți un lot. Care lot? Teoretic, trebuie să fie lot pentru Liga a doua. Teoretic. Practic, evident că nu vreți să vă bateți joc de meciurile europene.
și nu prea se pupă, nu parcă se pupă cele două. Că dacă vrei să-ți faci lot european, ar trebui să-ți faci deja lot cam de Liga 1 sau în orice caz să aduci jucători de nivelul Ligii 1 ca să, Superligii, ca să puteți să jonglați acolo și cu meciurile europene. Cum o să faceți? Noi avem o strategie și pentru și pentru. Normal că avem nevoie de întâlnire. Avem varianta că mergeți în Europa. Mergem în Europa, 100% vor veni, 100% vor veni câțiva jucători de Liga 1. Că așa e și normal. Okay. Trebuie să creștem nivelul, ne prezentăm în Europa, toată lumea a căzut de comun acord. Sau poate chiar acord de cupe europene, ca să fim sinceri. Că avem temele pregătite, da. De jucători de cupă europeană, europeană să aduceți, cu experiență europeană? Da. Ok. E, până și la urmă, e normal. Și dar trebuie să săriți ca lumea de în hai buget. Hai să-ți explic eu, dacă nu ai voie, îți explic. Noi am creionat o strategie împreună cu domnul primar, pentru că e foarte important, dânsul se trage, vine din fost ziarist sportiv. Vreo 10 ani a fost ziarist sportiv și înțelege foarte bine fenomenul și asta cred că ne-a ajutat și pe noi. Poate și de asta nu a plecat Max atunci, pentru că dacă era alt primar care nu înțelegea fotbalul, cum ai spus și tu, venind doar din politică, altul ar fi dat afară și probabil că în momentul ăla s-ar fi terminat și proiectul. Pentru că dacă pleca Max, plecam și eu, cu certitudine am spus-o încă de atunci, așa cum am plecat și cu Ghiusi de la Clinceni, pentru mine principiile sunt cele mai importante și țin foarte tare la asta. E, în momentul ăsta suntem puși într-o situație în care, iarăși, n-a mai fost pusă nicio echipă în fotbalul românesc. În sensul în care trebuie să creezi, să încerci, să structurezi un lot de cupe europene, chiar Hagi, de... anul trecut. Nu, chiar de Europa League. Hagi, dar tu joci în Liga 2. Liga 2, vorbesc de o echipă, nu, vorbesc doar de asta, o echipă pentru cupe, da, o echipă. Nu că e diferență, da, e diferență colosală. E diferență mare, da. Mai ales între Europa League și Liga 2, diferența e uriașă, hai să fim sinceri, e uriașă. Și atunci am agreat de comun acord, că pot să spun, să încercăm să aducem câțiva jucători de top, măcar pentru perioada asta, pentru că perioada de transfer e contracte cu ei pe perioadă de sunt chestiune agreată de la început. Ori jucători împrumut de la echipe bune care să agreze chestia asta. Uite, dă-ne și nouă jucători să ne ajutăm cumva reciproc pe perioada cupelor europene. Practic faci o echipă de la zero? Nu poți. Păi asta nu, spun, aici asta, nu. Să mai spun ceva, aici am mister de cine, nu sunt nicio formă, nu doar de corecte. Nu. Adică mergeți cu jucătorii voștri buni. Bineînțeles, ca cei mai buni și lângă ei să puneți alții. În Europa nu suntem constrânși să avem under în teren. Noi am jucat la fiecare meci cu 2 ani și acum cu under în Liga 2 și acum la cupă în Europa. Nu ești obligat, adică se schimbă anumite portarii aspecte. Sunt și noi. Cam câți jucători v-ați gândit? Un număr. Câți? 3, 4, 5 jucători de nivel de cupă? Să răspundă mister, că el decide asta. Noi oricum v-am spus, oricum aveam nevoie. Lotul nostru era cumva cam subțirel chiar de Liga 2. Noi am mers pe cam același număr de jucători. Jucăm constant. Noi în meciul cu Sepsi am făcut o schimbare în minutul 86 sau ceva de genul, după un meci pe care am jucat sâmbătă și marți în cupă. Am mers cam pe aceiași jucători, cam 15 jucători au jucat, ceea ce nu-i puțin. Am avut și noroc, să-i spunem, și ei au făcut ceea ce trebuie. Nu s-au accidentat, n-am avut accidentări, doar am avut o fractură la Nichi, la a fost doar o neșansă. Bine, în rest noi nu avem e accidentare, dar nu e ce vreau să spun. De stres a pus piciorul greșit și a stat undeva la o lună jumătate, dar nu au fost probleme musculare, că nu de n-am avut nicio problemă musculară, efectiv n-am avut. Și lotul nostru chiar avea nevoie de niște întăriri, pentru că nu poți să o duci. Vezi, scuză-mă, situația asta pe care voi o prezentați iarăși e interesantă și din alte puncte de vedere, mi se pare mie, dar voi o să știți să le gestionați. Dacă tu aduci pentru o perioadă de băi, uite, când jucăm în cupele europene, aducem niște jucători de la alte echipe, da? Pe un contract, să zicem, 2-3 luni, o lună, 2 săptămâni, 3 săptămâni, cât o fi, da? Că asta înțeleg că ar fi formula, nu? Da. Continuă, ca să înțeleg exact ideea ta, că vă spun. Tu ai niște jucători cu care ai câștigat cupa, care și ei își visează să joace în cupele europene, după aceea visează să promoveze cu voi, stai un pic, visează să promoveze cu voi. Și vin niște unii care nu au avut nicio treabă cu ceea ce ați realizat voi și vin și zicem, ok, acum avem nevoie la meciurile astea grele să-i băgăm pe ăștia care sunt foarte buni. Dar cine a spus că vin ca și titulari?
E un lot, asta adică... Am, asta am vrut să zic. Tu nu-l cunoști pe masă, mă te rog. Asta am vrut să zic. Lotul nostru avea nevoie de 4-5 jucători, oricum ar fi fost. Acum ne-am gândit împreună cu toți care luăm decizii în club, am zis să facem un efort, să putem chiar să întărim echipa. Cum a spus și Bogdan, ei vin, dar cine le garantează? Eu nu le garantez locul de titulari. E normal că au o valoare certă, că de aia sunt acolo și vrem să-i aducem. E normal, suntem la fotbal. Până la urma urmei, discutam de o echipă tânără. Aici nu e vorba de supărare sau supărăm pe cineva, pentru că asta discuția o am cu băieții zi de zi. Eu sunt prieten cu Bogdan, ne facem treaba. Așa sunt și cu ei. Mi-a trimis chiar astăzi cineva o poză cu Neacșa, că l-am luat în brațe și zice, spune o grămadă de lucruri despre voi doi și relația voastră, această poză. El e cu spatele și eu cu fața și îi iubesc, țin la toți, atât timp cât suntem împreună și îmi dă totul. Și jucătorilor care vor veni, nu le garantează nimeni locul de titular. E clar că au o valoare mai mare decât jucătorii noștri, pentru că jucătorii noștri deocamdată suntem la Liga 2, deși am promovat la Liga 1, au o valoare, dar jucătorii pe care îi aducem au o valoare certă, pentru că... Ce experiență, poate. Experiență. Și mai e un aspect, cred că cel mai bun exemplu în sensul ăsta, nu știu cât de mult ați urmărit Corvinul, anul trecut cel mai răsunător transfer al Corvinului a fost Ilia Antonov. 52 de meciuri la echipa națională a Estoniei și... Pe aceeași poziție a fost adus Denis Hrezdak, promutat de la UTA, care venea de la Pečka în momentul ăla. Antonov de la echipă de cupe europene din Estonia, 52 de meciuri la echipa națională, jucase împotriva lui Ronaldo, al lui Ibrahimovic. Era la... Bine, Estonia modestă ca națională. Okay, dar când ai 52 de meciuri la națională, oricare ar fi... Ai totuși. Da. Tam era tot din Estonia. Da, exact. Și mai am venit la FCSB. Hrezdak s-a impus incontestabil ca titular, nu știu dacă aș catilia două meciuri titular. Hrezdak s-a impus și iarna și plecat. Adică dacă ne luăm, judecăm lucrurile strict din perspectiva numelor, poate că da. Dar eu, cunoscându-l pe Max, vă spun că fiecare jucător va avea șansă. Eu mă referam la ceilalți jucători. Nu la, sunt convins că tu o să faci selecția cu... Apar probleme între jucători. Pentru că tu după aia, după ce aia se întorc, da, la cluburile de unde îi împrumutați, tu rămâi tot eu, cu... Hai să spun ceva. Eu am dat un exemplu. Vor mai veni și jucători liberi. Vor mai veni probabil unul, doi împrumut, dar vor veni și liberi. Care, da, e greu să-i țin Liga a doua, dar dacă Corvinul face minunea și trece un tur preliminar sau două. În Europa League e foarte greu, da? Conference nu se știe niciodată. Dacă a fost Sepsi aproape, poate 4-5 jucători vor reuși și atunci vor rămâne toți, pentru că se vor încasa bani mulți. Adică, ce altă strategie poți să adopți în situația asta? Nu prea poți. Nu prea ai cum, ești cumva între ciocan și Nicovală. E o situație unică, ai dreptate aici. Pe de altă aici. Parte, e o situație, da, exact, e o situație unică, ai o anumită responsabilitate, nu doar pentru Corvinu și pentru comunitate și pentru Hunedoara, dar și pentru fotbalul românesc. Există o anumită responsabilitate, reprezinți România în a doua competiție, cea mai importantă competiție după Champions League, trebuie să te comporți cumva la cel mai înalt nivel, atât cât se poate în situația dată. Bun, fii atent. Vreau, chiar sunt curios, că lumea nu știe ce îți place, cum îți place, apropo de antrenori. Și vreau să-ți arăt niște antrenori, am luat trei categorii de antrenori, și să-mi spui ce îți place la fiecare în parte și care e preferatul din toată zona asta, că lumea e curioasă față de care te simți mai apropiat de stilul lui. Întâi am luat românii noștri, dar toată lumea știe, nu cred că trebuie să... Ca stil, mie nu prea îmi plac comparațiile și referitor la Corvinu, generația, e normal, fiecare să-și aibă momentul, dar n-au loc comparațiile. Cu Mister Cupetrescu am lucrat, despre Hagi, ce poți să spui când a luat două titluri în România, a promovat de 12 ani, e în Liga 1 și a luat două titluri. Răzvan Lucescu tocmai a luat campionatul în Grecia. Cosmin Olăroiu la fel a făcut și a făcut un nume atât în China cât în țările arabe. Edi Iordănescu l-am și cunoscut, ne-am cunoscut la Bogdan. E un tip carismatic, un tip cu principii. Mie îmi place, îi se datorează și lui în mare măsură această calificare și chiar vreau să-l felicit. Sunt niște antrenori fabuloși cu toții. Dan Petrescu l-am avut în momentul sportul și cumva
ne-a influențat și nouă carierele ca și jucători și pe mai departe, pentru că are la fel niște principii clare de la care nu se abătea. Exact ce spunea și Meme, la Petrescu trebuie să alergi și alergam, dacă vă spun, niște antrenamente pe care le-am făcut cu Dan Petrescu, ne punem mâna în cap. Am făcut într-un cantonament în Turcia 36 de bucăți de 300 de metri, adică și le făceam într-un timp. Țin minte că mi-au rămas, m-au marcat pe viață. În 57 de secunde le duceam du-te vino. Dacă ne-am întors, floieram, deci defilam cu adversarii. Efectiv, te simțeai puternic. Da, ai să râzi, dar cam asta este procentul. 36 de 300, de 36 de ori maxim s-ar putea ca un jucător în România să atingă mingea, el făcând 10.000 de 10 kilometri. Deci el la fiecare atingere trebuie să alerge 300 de metri. Deci aveau parcă un că la noi tot facem cu mingea, dar noi atingem de 20 de ori mingea într-un meci. Noi nu atingem de 100 de ori mingea. Păi nu, noi facem 10 km cu 20 de atingeri. Ce înseamnă? Că la fiecare atingere trebuie să dăm o tură de teren, da? Să o luăm la fugă 400 de metri, iar venim, iar dăm o dată. Ăia la 36 făceau 30 de ori. Atunci, hai de 36, doar că voi atingeți mingea de 36 de ori într-un meci. Era foarte, foarte, foarte riguros. Era în dar în timpul meciurilor aveai probleme? Nu. Nu. Asta este nu aveam probleme. De care te simți cel mai aproape ca stil? Nu știu, de toți. Îmi place structura lui Gică Hagi, îmi place că are o structură clară, chiar înțelegi ce vrea să joace și ce propune. Îmi place și mie lucrul acesta. Dan Petrescu... Și exact, la Petrescu înțelege exact ce Petrescu e un tip pragmatic. El, uitați că nu a fost echipă, e aceeași echipă pe care am învins-o noi cu 4-0. Și a bubuit. Să le schimbe puțin mentalitatea. Acum depinde de fie. El e un tip pragmatic, îl știm, vine după rezultate, vrea rezultate imediate, sub orice ce formă, dar mie îmi place ca antrenor. Aici depinde de fiecare, cum ești. Dar fotbalul lui îți place ție? Că fotbalul vostru pare diferit de fotbalul Petrescu? Jucat sub bacheta lui Petrescu, a mea, mi-a plăcut. Puteam să alerg, ne cream ocazii când am fost jucător. Acum, ca antrenor, nu știu dacă îmi place sau îmi displace. El e campionul României. Aș putea eu să vorbesc despre că îmi place sau nu îmi place. După rezultate, îmi place. Are rezultate, el mai are chestia asta. Mai stătea, are un interviu celebru, stă cu cupele și restul pot să dau din gură. Că nu joacă frumos. Joacă să câștige. Răzvan îl știu și din perioada Brașov, era un tip care propunea fotbal și tot timpul a fost deschis și a avut și șansa să aibă un tată antrenor de la care probabil a luat câte un sfat, ceea ce nu e de colo, nu e puțin lucru, a învățat să lucreze. Și Eddie. La fel și Eddie, asta vreau să fac trecerea și la Eddie. Nu că e simplu, dar cumva ești mai familiarizat. Tu chiar le-ai văzut în casă lucrurile alea, trăirile alea, omul ăla cum pregătea meciul. Adică ai niște aturi față de alți antrenori. Olăroiu, îl țin minte că eram impresionat de către domnul Becali și eram la Floreasca, la dumnealui, la birou și tocmai a venit Olăroiu. Și nu era antrenor, atunci a preluat progresul, da, și chiar a spus despre Olăroiu, uite, Maxime, ăsta o să fie un antrenor foarte, foarte bun. Nu, știam, dar nu îl știam chiar așa de bine, era un tip tânăr, am înțeles, n-am lucrat cu el, am lucrat Chihaia, care e un prieten foarte bun și la fel, e genul de om care se apropie de jucător, comunică, i-a dat încredere și lui când povestea lucrurile astea și probabil de aceea și reușesc astfel de oameni, că nu e nimic întâmplător. Hai să mergem la următoarea trupă, te înțeleg, dintre ăștia nu vrei să alegi, că e și multă diplomație, dar dintre ăștia care îți place cel mai mult, pentru că i-am luat, da, pe... L-am pus pe Gasperini, pentru că Gasperini mi se pare iarăși un personaj, joacă în seara asta, finala... Dar are cum să nu-ți placă nici Gasperini, Luis Enrique, la fel, Ancelotina, nu se... Se pune că ai putea să alegi dintre ei. La fel, omul, trofeu,
Carlo Ancelotti am avut privilegiul de a fi lângă el și am văzut cum a pregătit un meci cu Villarreal și am fost chiar în vestiarul lui 3 zile la rând și ai fost la antrenamentele Realului. Am fost la antrenamentele lui și omul e impresionant, e genial câtă calmitate și câtă căldură transmite staff-ului. Vedeam cum că înțelegi lucrurile astea, cum se perindau în vestiar, cum își făceau fiecare treaba, fără a pune o presiune, băi, fă aia, du-te, fă cealaltă. E un tip foarte, foarte calm și foarte așezat, atent la detalii, în cele mai mici detalii, pentru că, urmăriți, este un corner scurt, primește undeva la colțul de la 16 metri Toni Kroos. Tot le povestesc băieților faza asta, pentru că pe mine m-a impresionat unul. Și trebuia să fac o... Venea de pe bara a doua Valverde pe 16 metri și Rudiger să plonjeze în spațiu liber. Și de acolo Toni Kroos trebuia să ia decizia. Dacă nu vine nimeni după Valverde, să-i o paseze, să finalizeze cu șut la poartă. Atâta calmitate, ca la antrenament. Că tot le spun jucătorilor, bă, duceți antrenamentul în joc. Nu vă lăsați influențați. Uitați-vă pe video ceea ce fac ăia. Noi ducem la fel, același număr de jucători. Jucătorul X trebuie să-l tragă pe celălalt pentru a crea spațiul respectiv. Fiți calmi, păstrați-vă pozițiile, că la fel se va întâmpla. Ei, la meci am văzut același corner. Mi se ridică părul și acum pe mine. De câtă calmitate a avut Kroos. Kroos, 10 jucători din 10 de la noi, puneau mingea în careu și zicea, mister, l-am văzut pe ăla, că e pe scurt nu știu unde. S-au ținut de plan. Și asta e cumva transmisă. Deci ai văzut cornerul în antrenament? Da, am văzut chestia asta pe care o transmite antrenorul. Bine, Kroos a avut calmul să se retragă acum când e da, și pentru mine. E top. Îți dai seama ce personalitate trebuie ce probabil să renunțe acum. El a simțit probabil acum în anul acesta că n-a fost ușor nici pentru el. Au fost meciuri când a fost scos pe final de joc. Adică e clar că undeva avem și noi GPS-urile, adică chiar vezi că suferă jucătorul respectiv, poți să-l mai lași, să ai inspirația să zici că îți poate câștiga printr-o execuție sau printr-o poziționare, dar tu-l vezi că suferă. Că se vede, nu te simți cel mai apropiat de Ancelotti și pentru că ai da, fost la el? Da, îmi place mult. L-am cunoscut sau pentru că te vezi ceva din stilul tău, din calmul tău? Sau din, aș vrea să cred și din echilibru și din faptul că merge pe ideea lui până la capăt. Eu nu vreau să folosesc un morg pe mâna mea, că nu-mi place, vreau să trăiesc, nu vreau să mor, dar îmi place să am ideea să mi-o duc până la capăt și de multe ori i-a ieșit. Probabil și din încrederea asta pe care vorbeam de Coman la început. Încrederea pe care le-o dă jucătorilor. E fascinant omul. Pe mine da. Unul la fel, bine, despre Guardiola, la fel, n-ai ce să spui. Omul structurii, se vede clar ca pe o țesătură ce vrea să joace. Klopp, îmi place că am și eu șapcă, am vrut să zic că are șapcă la fel ca mine. Am șapcă la fel ca el și mister purta șapcă și ce a făcut... Dar șapcă o porți, e o... Am primit o cadou de la Bogdan și... E un talisman, e o chestie de superstiție. A devenit un brand acum, o marcă registrată. E o superstiție? N-a fost, nu pot să zic că sunt superstițios, deși am terminat sezonul cu o pereche de ciorapi, cu perechea de chiloți la același meci, nu că i-aș purta zi de zi, dar la meci, în ziua jocului, îmi place să mă leg de niște lucruri, dar nu că sunt superstițios, nu pisica neagră, nu, dar când simt, mi-a dat șapca aceea cu energie și noi cam mai credem în lucrurile astea și acum nu mai e talismanul că i-am promis-o ofițerului nostru de presă după Zau meci am dat-o. Ok, stai liniștit. Ok, se rezolvă. Știi, cred că vis-a-vis de Max, stai să spun, cred că nebunia... Mai are de ales. Hai, te las și spun. Mai are de ales și zicem după aia, zi. Simeone, dacă m-a spune să aleg, mi-ar plăcea să cred că aș fi unul dintre cei doi, Klopp sau Simeone. Și vă spun de ce. Longevitatea lor. Pentru că îmi place să... Eu și ca jucător aș fi stat cu mister dacă stătea 10 ani la un club, stăteam ca jucător. N-am fost nici ca jucător omul banului, deși asta nu știu dacă e o problemă sau nu. Dar îmi place longevitatea lor și... Să-i câștige acum din antrenorat.
Acum, acum cum eram ca jucător, parcă acum mai am și două fete și o soție. Și trebuie să mă obligă ele. Mă obligă ele. Deci Ciolo Klopp, acolo, între ei. Nu se pune Carlo Ancelotti, că e undeva mai sus, dar dintre cei rămași aș vrea să cred că pot să mă asemăn cândva cu unul dintre cei doi. Ok, și acum ultima gașcă, ăștia tineri. Pentru că aici e interesant, sunt curioase, pentru că l-avem pe Arteta, Ruben Amorim, care câștigă două titluri cu Sporting, da, de Zerbi, Mota, care face un sezon, urmează să semneze pentru Juventus, din câte se pare, și face ce face la Bologna, plus Invictus, invincibilul Xabi Alonso. Uite de Zerbi, care până ieri, ce vorbeam, până ieri era mare antrenor și acum se ceartă cu ea și pleacă de la Brighton. Da. Care să cel mai mult din trupa asta? Mie mi-a plăcut, m-a impresionat începutul de Zerbi. Unde a fost? Și la Sassuolo și la Shakhtar. A impresionat prin stilul lui ofensiv, prin jocul lui ofensiv, fără teamă, construcție. Drept dovadă, au fost câteva meciuri pierdute fără drept de apel. Adică dacă se întâmpla chestia asta în România, erai dat afară imediat după meci, că nu respecti culorile clubului, dar are ideile lui. Arteta la fel, a avut Arteta este un creier și el, că e altceva, a avut și de la cine învăța, a stat pe lângă Pep. La fel, Xabi Alonso, nu mai ai nimic să vorbești la adresa acolo lui, pentru că nu înțelegi nimic într-un campionat care tuturor li se pare un campionat slab, dar au fost două echipe care s-au bătut pentru una să bate pentru finala Champions League. Deci nu e chiar simplu. Și să nu pierzi atâtea meciuri. E entuziasmul celor tineri, poate vin cu altfel de energie, nu că s-ar pricepe mai mult, dar eu vreau să cred că vin cu altă energie. Ce spuneau jucătorii de Gasperini, sunt mai învățați și crescuți în anumit mod. E greu să te mai schimbi. De fapt, nici nu te schimbi, te adaptezi. Cei tineri vin cu altă mentalitate, doar ce s-au lăsat, și poate asta ar fi. Ultimul cuvânt, voiai să spui scurt ceva, că trebuie să închidem... Da, voiam să spun că superstiția lui e fotbalul, nu are altceva. Omul e nebun, se trezește la 5 dimineața, în sensul bun, se trezește la 5 dimineața, face scheme de joc, exersează, doarme 4 ore, iară se uită la meciuri, e ceva, n-are cum să nu reușească, adică la cum îl cunosc, cred că va fi mult mai greu să nu reușească în fotbalul mare decât să reușească. Sincer. Mulțumesc mult, domnilor, mulțumesc că ne-ați adus și trofeul aici. Mă bucur și că am descoperit, pentru că se vorbește destul de rar până la urmă, da? Și cu tine și cu oameni în general care realizează lucruri, să-i deschizi greu și îi aduci greu în studio. Mă bucur că am putut să fac lucrul ăsta, să fii și lângă Pandi, că vorba aia ați colaborat. Am avut un respect deosebit pentru Mister, pentru că a fost omul corect, de fiecare dată n-avea ce îți spunea, cam aia era. Dar avea puterea a doua zi, luni, la antrenament, când ne vedeam, era la fel de pozitiv. La fel, din staff-ul lui făcea parte Rocco, la fel Sandu Rocco, și erau niște oameni care voiau să reușească. Pe mine m-a impresionat ca om, în primul rând, după aceea, ca antrenor. Nu e despre mine, e despre tine, Max. Vă mulțumesc, dar ați avut... Tu meriți toate felicitări. Stai că ajungi la prima ligă și te analizează Pandi. Asta, dar nu scap de mine, că eu să fiu aici în continuare. Dar tu meriți toate felicitările, tu ai făcut un lucru deosebit. Bravo ție, bravo ție, bravo vouă și jucătorilor tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc, prieteni, că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următoarele emisiuni.